În seara aceasta deschidem Sfintele Scripturi în Cartea Geneza, capitolul 32, începând cu versetul 24. Pentru cei care doresc să urmărească în Cartea Sfântă, pagina 37, capitolul 32 din Cartea Geneza, începând cu versetul 24. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec că se revarsă zorile, dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat, spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns, pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, fața lui Dumnezeu, căci a zis, el am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Amin. Amin. Doamne Tată, ne închinăm în seara aceasta înaintea Ta, mărturisim că avem nevoie de Tine. Doamne, ajută poporul să facă liniște în mintea și în inima lor, să înțelegem fiecare dintre noi că Tu ești Dumnezeu și locuiești deasupra noastră, că noi trebuie să ne umilim, să ne smerim și să ascultăm cuvântul Tău. Dă-ne o inimă deschisă pentru cuvântul Tău și această lucrare o cerem în numele Domnului Iisus prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Slăvit să fie Domn! Amin. Slăvit să fie Domn! Amin. Aș vrea să vă spun că atunci când Dumnezeu face ceva, n-are nevoie de multe cuvinte. El nu seamănă cu noi. N-are nevoie nici măcar de 2 ore ca să facă ceva, pentru că e Dumnezeu. De câte cuvinte credeți dumneavoastră că avea nevoie Dumnezeu în seara asta să mântuiască un om? Dar să vindece un bolnav. Da să facă un cer nou și un pământ nou. De câte cuvinte avea nevoie? Vedeți, Dumnezeu nu are nevoie nici de timp, nici de multe cuvinte. Noi suntem oameni și vorbim mai mult, dar cel mai important lucru în seara asta este să ai un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Să știți că între cartea Maleahi și cartea Matei există o perioadă de 400 de ani. Perioada asta de 400 de ani este numită o perioadă de întuneric. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu n-a zis nimic. Dar vreau să vă spun că în astea 400 de ani existau slujbe. Erau acolo oameni pregătiți, experți care explicau Scripturile. Existau un cor de leviți, 400 de ani de slujbe. Cor, predici, predicatori. Și Dumnezeu nu a zis nimic. Se poate? Evanghelizare o săptămână, 8 zile. Predicatori scusiți. Fanfare, orchestre, coruri, grup de închinare și Dumnezeu să nu zică nimic. Se poate. De aceea cel mai important lucru în săptămâna aceasta este ca dumneavoastră să vă smeriți împreună cu mine și să-i spunem Dumnezeu că avem nevoie de un cuvânt. Amin. Știți rugăciunea aia din Vechiul Testament care spune, vorbește Doamne căci? Dar vreau să spun ceva, dacă nu vrei să fii rob, nu fă rugăciunea asta, că Dumnezeu nu o să te nimerească. Rugăciunea asta e pentru robi, de-aia zice, vorbește, Doamne, căci rob, dumneavoastră știți ce înseamnă un rob? Un rob însemnează un om fără pretenții, fără mofturi. Dacă așa ai venit în casa lui Dumnezeu, fără mofturi, fără ifose în tine, Dumnezeu îți vorbește. Dar dacă n-ai venit ca un rob, Dumnezeu poate nu are să-ți spună nimic. Deci cel mai important lucru este să ne smerim ca un rob și să ascultăm. Amin. Mai vreau să vă spun că un rob, el n-are comentarii. Doar se uită la stăpân și spune, spune-mi ceva că o să fac. Dacă dumneavoastră așa ați venit, ca un rob, gata să faceți ce zice Dumnezeu, Dumnezeu o să ne vorbească. Binecuvântat să fie. Dar robul are o expresie. Adică elimină din vocabularul lui o expresie pe care noi o avem de multe ori și demonstrează că nu suntem robi. Nu știu dacă a zis vreodată cuiva,
Tu mă înveți pe mine. A zis asta la cineva vreodată? Tu mă înveți pe mine. În momentul când spui asta la o persoană, te-ai descalificat să-ți vorbească Dumnezeu. Pentru că dumneatale doar vii la școală să înveți, profesorii nu-i alegi tu, îi alege el și ți-i dă cum vrea el și pe cine vrea el. Eu știu că dumneavoastră aveți niște predicatori în top pe care îi ascultați, de care vreți să ascultați, dar s-ar putea Dumnezeu să nu vă vorbească prin ea. Dumneavoastră știți că pe paginile Sfintei Scripturi există o noră care a avut ca profesor pe soacra ei și a condus-o bine. A fost un mentor bun pentru ea. S-ar putea să te gândești, bă, ce păstori vin săptămâna asta la evanghelizare? Poate vreunul vorbește, s-ar putea să ai o soacră acasă. Poate îți vorbește Domnul prin ea, nu crezi. Dar zice, tu mă înveți pe mine. Dacă ai spus lucrul ăsta, te-ai descalificat pentru că tu faci pe mofturosul, pe grozav, tu vrei să alegi tu profesorii. Ați fost vreodată la școală să alegeți dumneavoastră profesorii? Nu, dumneavoastră te duci doar să înveți. Când vii la Dumnezeu ca un rob, vii doar să înveți profesorii, alege el. Dumneavoastră știți că pe paginile Vechiului Testament există un general cu numele de Naaman. Omul ăsta a fost puternic, a câștigat război, m-a trezit cu o pată, cu un punct pe el, care se numea lepră. Știți cine a fost profesorul lui spre vindecare? Da, fetița asta să ne învețe pe noi. Dar noi suntem păstori, predicatori, învățăm de la un copil. Tu mă înveți pe mine, da? Generalul ăsta a învățat de la o fetiță și numai că învăța el, îl învăța și el pe împărat, pe rege, ce îi spunea fetița. Nu e interesant? Și a ajuns la vindecare. Știți că un proroc a învățat printr-un vierme? Știți că putem învăța lecții de la un măgar? A, chiar așa? Vreau să vă spun, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți vorbească, o să-ți vorbească. Amin. Și dacă nu vrei, o să găsesc o mie de scuze că nu ți-a vorbit Dumnezeu. Dar Dumnezeu ți-a vorbit în viață, n-ai nicio scuză. Problema este că n-ai vrut așa să-ți vorbească Dumnezeu, nu ți-a convenit modul în care ți-a vorbit Dumnezeu. Spunea un frate păstor la Lugo, zice, a venit un domn din Oltenia, într-un sat din vecini acolo, și la un moment dat el, un ortodox convins, a visat într-o noapte că se uita în biserică pe un perete și a căzut icoana cu Fecioara Maria, cu Maica Domnului, cu pruncul în brațe. Și el, când a văzut picat, s-a făcut zdrel, a început să strige în rugăciune în noapte, zice, cine mă mai mântuie? Și o voce i-a răspuns, harul. Și el s-a ridicat imediat și a întrebat nevasta, măi, tu știi ce e la har? Nu. Întreba socrii, știi? Nu. Și într-o zi mergeam prin Lugoj, soția a făcut cumpărăturile și zice către mine, na, până mai fac alte cumpărături, stai și tu aici pe lângă râul ăsta și plimbă-te și mă aștepți. Și lângă râul ăla e o biserică, se numește harul. Ăsta se uită lângă biserica Harul. Zice, uite bă, Harul, mă. Duminică, o vin la biserică și s-o pocăit. E greu? Dumnezeu vorbește simplu, oameni buni, pentru că dacă ar vorbi complicat, l-ar înțelege numai savanții, numai deștepți. Dumneavoastră cu mine n-ați fi aici. Dar Dumnezeu vorbește foarte simplu. Mărturisea un băiat care cântă la evanghelizare, am fost odată cu el, zice, eu m-am pocăit printr-o vacă. Am auzit prin vise, vedenii, prorocii, predici, accidente, furtuni, dar printr-o vacă, chiar așa. Și spunea, zice, m-a pus tata să păzesc vacile, vaca sau una, două, câte avea și din cauza oboselii am adormit și vacile au plecat. Și când am văzut, știam ce mă așteaptă acasă de la tata și am făcut o rugăciune și am zis, Doamne, dacă Tu faci ca vaca să întoarcă înapoi acasă, eu mă pocăiesc. Ce veneam, am râs spre casă și mama zice, bă, vină mă că vaca e îngraște. Simplu. Poți să înțeleagă și copii, nu trebuie să te duci la Oxford. Ca să-L înțelegi pe Dumnezeu, nu trebuie să te duci la București, în Oradea, în Oxford. Dumnezeu îți vorbește pe limba ta, unde ești tu. Principalul să accepți profesorii care ți dă Dumnezeu. Amin. Să nu faci comentarii, spui, cum m-am născut, așa vreau să mor. Păi atunci ce să mai înveți? Mai vrei să înveți ceva? Exista un rege cu numele David. Omul ăsta fascinat de înțelepciunea lui Dumnezeu, că Dumnezeu intră în toate conjuncturile vieții, zice, în mintea mea am pătruns gândul, în pântecele Maicii, vezi tot, n-ai nici microscop, nici eco. Extraordinar, zice ce Dumnezeu, și face o rugăciune. Doamne, cercetează-mi inima și vezi dacă sunt pe o cale și du-mă! Păi și asta o făcea un rege. Păi zice, ce mă înveți pe mine? Eu sunt rege. Nu, rege să fii.
Savant să fii. Trebuie să te pleci când vii la biserică înaintea lui Dumnezeu, spui, Doamne, poate sunt pe o cale rea și sunt păstor. Cu atitudinea asta trebuie să vin eu. Nu pe deștept, nu cu, ca un deștept care știu să vă explic dumneavoastră toate lucrurile. Trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, eu s-ar putea să fiu pe o cale rea și te rog să mă duci pe calea veșniciei. Adică am venit aici să învăț. Binecuvântat să fie El. Ei, dacă ai atitudinea asta de rob și n-ai frazele astea, cum am născut, așa vreau să mor, și tu mă înveți pe mine, s-ar putea Dumnezeu să spună ceva. Dacă nu, rămâneți dumneavoastră la varianta care o doriți dumneavoastră. În seara aceasta învățăm un lucru foarte frumos, învățăm despre binecuvântare. De ce vreau să vorbesc despre binecuvântare și început de an? Este cea mai repetată rugăciune. Și cel mai de dorit lucru, binecuvântare Dumnezeu. Am auzit la o slujbă cuvântul binecuvântare aproape de 100 de ori. Binecuvintează, binecuvintează, Doamne binecuvintează, fiți binecuvântați, Domnul să vă binecuvinteze. Binecuvântarea asta e tare interesantă. Și e normal să fie așa. Știți de ce? Pentru că banii care dumneavoastră aveți în buzunar, într-o zi vei cheltui. Trupurile care le aveți într-o zi se vor îmbolnăvi. Hainele care purtați se vor învechi. Totul este trecător. Comorile care le aveți vor rugini. Dar ce binecuvintează Dumnezeu, miroase a cer și ține. Și e normal să vrei să fii binecuvântat. Dacă v-aș întreba în seara asta, câți dintre noi să vreți să fiți binecuvântați de Dumnezeu? Câți ați vrea? Ia ridicat. Toți, slăviți să fie Domnul. O să mă întreb poate odată la sfârșit, nu sigur dacă o să ajungem până la sfârșit, dar vreau să vă spun ceva despre binecuvântare. Problema este că felul în care binecuvintează Dumnezeu s-ar putea să nu se potrivească cu felul în care gândești dumneatale că Dumnezeu binecuvintează. De aceea este necesar ca Dumnezeu să ne dea lumină, pentru că dacă nu înțelegi cum binecuvintează Dumnezeu, o să te prăbușești în viață și o să fii dezamăgit de Dumnezeu. Sunt atâția oameni cu întrebări la Dumnezeu, dezamăgiți de Dumnezeu, pentru că n-au înțeles și nu înțeleg felul în care binecuvintează Dumnezeu. Și dacă nu înțelegi, te prăbușești. Eu mă uit în spate la viața mea și îmi dau seama că Dumnezeu m-a binecuvântat, slăvit să fie El. Dar aproape de fiecare dată a făcut-o cum nu m-am așteptat eu și nu m-am gândit eu. De aceea s-ar putea ca Dumnezeu să ne trimită comori, dar noi ne aruncăm la coș crezând că-s gunoaie. Dumnezeu ne trimite îngeri, dar îs deghizați în cerșetori și îi refuzăm. Și s-ar putea să refuzăm binecuvântările lui Dumnezeu pentru că avem impresia că-s blesteme. Fiți foarte atenți ce vă spun. Ai impresia că e blestem, dar de fapt este binecuvântarea lui Dumnezeu. Lucrul devine mai apăsat când oamenii din Noul Testament și bisericile Noul Testamentale de pocăiți nu înțeleg că Dumnezeu nu mai binecuvântează în felul în care a făcut-o în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, ținta poporului Israel era o țară pământească numită Canaan. Și toate binecuvântările lui Dumnezeu erau pământești, pentru că ținta era pământul. Ei aveau ca țintă un Canaan pământesc și toate binecuvântările au pământești. După binecuvântările Vechiului Testament, trebuia să ai următoare lucru. 1. Viață lungă, adică să fii sănătos tu, nu mergea cu boală. 2. Trebuia să fii cap și nu coadă. 3. Trebuia să fii om de succes, adică bogat. Și 4. Trebuia să nu mai ai dușman, că mor toți. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Câți dintre noi să n-aveți nicio boală? Păi, cum? Ce binecuvântare asta? Vreau să vă întreb, cât sunteți dumneavoastră în guvernul României? Director de bănci. Păi unde e cu capul și cu coada? Că eu tot aud în biserică, Doamne, fă-ne cap și nu coadă. Dar vreau să vă întreb, Iisus Hristos a fost cap și coadă? Cum a fost Iisus Hristos? Cap sau coadă? Din punct de vedere social, pământesc, cum a fost? L-ați văzut dumneavoastră în cap? Cap de afiș cu poză lângă Irod? Nu! Binecuvântările nu mai sunt ca în Vechiul Testament. Vreau să vă întreb, dumneavoastră aveți dușmani? Păi n-au murit. Păi de ce n-au murit? Nu faceți dumneavoastră niște binecuvântări de prin psalmi, cu măselele rupte? Să-i distrugeți pe toți, să se termine cu dușmani. A fost un frate în biserică, a întrebat păstorul, zice, facem o rugăciune pentru dușmani, numai unul nu se ruga. Ce dumneavoastră nu te rogi. Păi, zice, eu m-am rugat să moară și au murit toți. Și sunt în biserică ortodoxă să pun lumânări, să fac slujbe. Mai avem și de-ai noștri care binecuvântează în felul ăsta. Nu, acum ai să iubești dușmanii. Binecuvântările s-au schimbat pentru că ținta noastră este cerul. Toate binecuvântările sunt cerești. Amin.
și duhovnicești în Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Amin. Eu nu mai trebuie să fiu bogat pământește, plin de aur și de argint. Eu trebuie să fiu acum bogat spiritual, plin de Duhul Sfânt. Amin. Eu acum trebuie să fiu cap din punct de vedere spiritual, nu coadă. Nu mai merge erezia că merge și după ușă. Lasă să fiu un cer, dar după ușă. Nu! Acum binecuvântarea este să alergi ca să câștigi premiu cât? Cap, adică number one, numărul unu trebuie să fii spiritual. Nu trebuie să te mulțumești cu puțin. Acum trebuie să-ți iubești dușmanii, binecuvântat să fie el. Amin. Și acum trebuie să reziști. Prin presiuni, prin valuri, nu contează. Deci binecuvântările se schimbă. Dacă nu vei înțelege lucrul ăsta, te vei prăbuși într-o zi. Pentru că vei vedea un Dumnezeu pe care nu-L înțelegi. Dar lucrăm pe un caz din Vechiul Testament în seara aceasta cu numele Iacov și vreau să vă spun câteva lucruri în felul în care binecuvântează Dumnezeu. În primul rând, atunci când Dumnezeu binecuvântează, se pare că o face când te prinde singur. Adică nu-i place în mulțime, nu-i place în zarvă, în gălăgie, trebuie să te scoate de acolo, să te prindă singur. Și zice la versetul 24, Iacov însă a rămas singur. Da, dacă să rămâi singur, Dumnezeu va trimite peste tine încercări, evenimente, împrejurări, circunstanțe, te va pune cu viața la colț și tu te ceri cu Dumnezeu. De ce? Păi omule, tocmai acolo te binecuvintează Dumnezeu. N-ai înțeles? Tu vrei să fugi, faci stăruință, să scapi de acolo? Păi Dumnezeu trebuie să stoască cumva din zarvă, din mulțime, din gălăgie. Eu, de exemplu, am fost fotbalist. Singura experiență de prin jurul dumneavoastră am pe un stadion pe aici. Am jucat fotbal, când joci fotbal, ești 11 în teren și cu el alți 11 adversari, ești 22. Greu să te prindă Dumnezeu, că fugi cam tare. Ieși afară, te duci în vestiar, mai vin și rezerve, în oraș mai vin și prieteni. Și într-o zi, la vreo 23 de ani noapte, m-am supărat tare pe Dumnezeu și am zis că nu există, că m-a pus cu viața la colț și am suferit mult. Dar tocmai atunci, cu viața la colț, suferind mult, în noaptea aia m-am întâlnit cu Dumnezeu. Sunt multe nopți care le-am uitat în viață, dar aia niciodată. Pentru că a fost noaptea în care Dumnezeu m-a binecuvântat. Și așa îi place lui Dumnezeu, se pare, să te prindă singur. Și nu poate. Că ești agitat, ești împrejurat de o grămadă de îngrijorări, de oameni, de servicii, de relații, de resurse. Și îți trimite niște circumstanțe în viață, trimite cu viața la colț și tu acolo zice, Doamne, dar de ce? Fraților, bilete la un von, să scap de acolo. Stai liniștit, omule. Stai că, dacă vă întreb pe dumneavoastră, când ați avut cele mai frumoase experiențe cu Dumnezeu, când ați spune? Când ați numărat euro și după ce ați numărat vreo 10.000 de euro, ați avut o revelație. Așa a fost la dumneavoastră. V-ați cumpărat un Mercedes și când l-ați probat prin Deva, ați avut descoperiri duhovnicești. Nu, dacă v-aș întreba când au fost bogățiile dumneavoastră spirituale, tot ați spune. Când am rămas singur cu Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit anumite lucruri în viața mea, am ajuns cu viața la colț și acolo m-a prins Dumnezeu. Așa a făcut cu băiatul ăsta Iacov. Ăsta era mămoz, nu pleca acasă pentru una, două. Dar forțat de împrejurări, pentru că fratele lui îl ura. Și uite, uite așa, prin ura lui frate s-a început să fugă ăsta. Și a ajuns într-o noapte, într-un loc pustiu și singur, cu un bolovan la cap. Acum dacă v-aș întreba tinerii, dacă noaptea asta ați ajunge într-un pustiu, singuri și cu un bolovan la cap, fără iPhone-ul la tine, fără nimic posibilități să iei legătura cu cineva, ce ați dori cel mai mult? Știi ce mi-aș dori eu? Să treacă noaptea mai repede. Dar Dumnezeu a zis lui Iacov, noaptea asta o să fie lungă, că te-am prins. Nu o să treacă așa ușor noaptea asta. În sfârșit, eu sigur cu tine, Iacov, că ai fost tot cu maică-ta după tine. Iacov, că frate, tu ți-o făcut bucatea, tu trimis în pustiu, dar tu trimis la mine. Să știți că Dumnezeu folosește și dușmanii ca pe niște șmirgăl. Știți ce faci cu șmirgălul? Șlefuie, după aia arunci. Dar liniștit, că după aceea Dumnezeu aruncă, dar îi folosește pentru tine. Și a folosit chiar și ura fratelui său să-l trimită în pustie, într-un loc singur, cu un bolovan la cap, să se întâlnească cu Dumnezeu. De ce ai dumneatale dușmani? De ce ai probleme la serviciu? De ce ai probleme de sănătate? De ce ajungi într-un spital? De ce ești într-un accident? Poate că Dumnezeu vrea să te prindă. Să vii să fie numele Lui. Amin. Și așa l-a prins pe băiatul ăsta, într-o noapte lungă, știți? Cum a spus băiatul ăsta într-un pustiu, noapte, singur, cu un bolovan la cap, când s-a trezit dimineața? Știți ce a spus? Cu adevărat,
Dumnezeu este și eu. Eu am crezut că ăsta e blestem. Am vrut să treacă noaptea mai repede să scap de aici, dar aici e Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Dar eu n-am știut că e aici Dumnezeu. Așa că dacă ești prieten în seara aceasta și ai venit în casa lui Dumnezeu, nu vreau să te sperii cu absolut nimic. Dar ca să te prindă Dumnezeu, te va trimite într-o circumstanță care nu o să-ți placă. Asta a făcut cu mine și cu mulți dintre dumneavoastră. Și poate o să facă și cu tine. Când ajungi acolo, la capătul puterilor, să știi că te poți întâlni cu Dumnezeu. Și tocmai asta e specialitatea lui Dumnezeu, să facă ceva când tu nu mai poți. Că de-aia zice cântarea. Când nu mai pot eu, poate... Dar când nu mai poți tu? Aia e problema, că tu poți. Și Dumnezeu lucrează când tu nu mai poți. Și atunci trebuie să te ducă cumva cu resursele la pământ să nu mai poți. Păi ia să vă dau câteva exemple din Biblie. De exemplu, când a transformat Domnul Iisus apa în vin? Cât vin mai era de la vechi? Dar de ce n-a transformat apa în vin când mai era un litru? Pentru că ăla vechi era făcut de om. Și până nu s-a terminat tot ce e omenesc, Dumnezeu n-a vrut să facă minuni. Că Dumnezeu zice, uite, eu am putere să fac minuni, dar fac numai când se termină tot vinul vostru. Când toate resursele umane, toate prieteniile tale, toate avantajele tale, toți prietenii tăi se duc și rămâi numai cu Dumnezeu, zice, acum fac eu o minune. Slăviți să fie Domnul. Gândiți-vă că toți se duceau la templu, la slujbă, numai Domnul Iisus se ducea invers, se ducea la o scăldătoare, pentru că acolo exista un om care spunea, știți ce spunea? N-am pe... Dar vreau să vă întreb, de ce nu s-a dus Domnul Iisus cu o lună mai înainte? A mai trecut pe acolo, de ce nu s-a dus? Pentru că probabil mai avea pe cineva. Așa că dacă în seara asta ești aici și nu mai ai putere, simți că nu mai poți. Dacă ești aici și spui, n-am pe nimeni, ești exact în locul potrivit să te prindă Dumnezeu. Îl ai pe Dumnezeu! Ești tocmai în locul potrivit să facă Dumnezeu minuni cu viața ta, binecuvântat să fie. Gândiți-vă că Domnul Iisus avea un prieten și prietenul lui se numea Lazar. Și surorile lui Lazar fac rugăciuni. Vină, Doamne Iisuse, că prietenul tău este grav bolnav. Ce face Domnul Iisus? Dar dumneavoastră când vă rugați la Domnul Iisus să vină că ești pe un pat de spital și ești pe moarte, ce ți-ai dori să facă Domnul Iisus? Să vină la tine și Domnul Iisus ce face? Deci nu mă duc, nu mă duc, că mai mișcă degetele. Și nu mă duc, că mai poate el să facă ceva. Mă închipu eu că stătea la răscruce, că ăștia care veneau din Betania întreba, mai vorbește Lazar? Da, nu mă duc. Știți când s-a dus? Când era mor de-a binelea. Că așa îi place lui Dumnezeu să lucreze cu morții. Pentru că cea mai mare minune care o face Dumnezeu nu-i vindecarea. Noi toți alergăm după vindecări. Cea mai mare minune care o face Dumnezeu se numește înviere. Și ce dacă nu mă vindecă Dumnezeu de cancer și mor? Pentru că eu știu că Dumnezeu face o minune mai mare și mă învie. De-aia e speranță, de-aia e nădejde. Înțelegeți dumneavoastră? Dar Dumnezeu face minunile astea de înviere cu morții. De exemplu, dacă acum ar intra pe ușă un domn, un frate, ar spune, Domnule, eu am venit și am putere de la Dumnezeu să învii morții. Ar avea un rost aici. Dar unde ar trebui să ducă el? El trebuie să lucre la cimitir dacă are putere să învie morții. E tot așa, Domnul Iisus, care are puterea asta de înviere, lucrează numai cu morți, care nu mai pot face nimic. Și de-aia zice, voi erați cum? Toți eram morți, dar nu toți recunoaște că suntem în groapă și morți. Dar ăia care arată groapa unde sunt, Dumnezeu îi înviază. Slăvit să fie numele Lui. De aceea și noi cântăm la înviere. Zice, Hristos a înviat din morți cu moartea pe și celor din. Cui dă viață? Celor din morminte viață dăruindu-le. Adică Dumnezeu face minuni, slăvit. Când? Când face minuni, slăvit să fie El? Când ești în groapă, când ești mort, când nu mai ai resurse, când nu mai ai pe nimeni, atunci intervine Dumnezeu pentru viața ta, slăvit să fie El. A circulat cu ceva ani în urmă o poveste a unui primar din România mai veche. Poate ați auzit-o și dumneavoastră, eu așa mă înțeles că a fost adevărată, în care băiatul unui primar s-a împrietenit cu un băiat de la biserică, de la pocăiți. Și erau așa de buni prieteni că mergeau la unul, mergeau la celălalt. Mâncau la unul, la celălalt. Până când băiatul la pocăiți a făcut ce a făcut și a luat pe ăsta vreo săptămână la biserică, două săptămâni. Și după vreo câteva săptămâni, băiatul primarului s-a dus acasă la mama lui și a spus, mami, nu mai pot. Păi, eu trebuie să mă pocăiesc.
Și maică se uită la el și zice, bă, dar dacă aude taică, tu a murit amândoi. Și n-a auzit. Venea la biserică pe subt ascuns, s-a botezat pe subt ascuns. Numai că într-o zi erau din nou alegeri. Și cei care susțineau pe primar au venit și au spus, de data asta nu să mai câștigi. Păi zice, băiatul ăsta te-a făcut de rușine toată localitatea. Păi cum? Ce s-a pocăit? Zice, nu se poate. Adevărat că are un prieten la pocăiți, dar n-are cum să pocăiască. Ce, du-te și verifică. A verificat și așa a fost. S-a dus acasă la băiatul lui și l-a dus în camera băiatului și a spus, deschide toate dulapurile. S-a uitat la băiat și a spus, bă, tu ai nebunie la cap. Adidas de firmă, training de firmă, costum de firmă. Tu ești nebun? Tu te duci la pocăiți? Și dacă te mai duci la pocăiți, te omor cu mâna mea. Și băiatul s-a uitat la tata și la primar și a spus, tati, să știi că eu țin la tine, dar eu de Iisus nu mă mai las. Și taică-s, când a auzit nervos, a dat o palmă, l-a lovit, și băiatul s-a dus cu capul și a dat cu capul de calorifer și a căzut în comă. L-au dus la spital, zile întregi primarul n-a mai putut să meargă la lucru, n-a mai putea mânca, se ducea la spital. Și atât aș dorea Dumnezeu să facă o minune copilului să mai deschidă odată ochii. Și minunea s-a întâmplat. Copilul a deschis ochii și tatăl, primarul, a prins ocazia, s-a aruncat acolo lângă pat, în genunchi și a zis, tati, mă poți ierta? Și copilul a zis, tati, te-am iertat. Dar tati, lângă tine e o persoană îmbrăcată în alt, tati. Ce-i Domnul Iisus. Și îmi face semn cu mâna că o să mă ia acasă. Tati, eu am să plec. Am să mor. Dar te rog, când o să fie mormântarea mea, să nu mă îmbraci cu costumul de firmă de îndulap, să te duci în debarac, am un costum cu care mă îmbrăcam când fugeam la pocăiți. Și în centrul satului, te rog să oprești cortegiul funerar și să aduci pe copiii de la pocăiți, pe tinerii cu care eram prieteni, să încânte cântarea mea preferată. Copilul a închis ochii și a plecat. Primarul a dus acasă, toată lumea a zis, o nebunit primarul. A luat costumul de îndebarat, l-a îmbrăcat cu el și în centrul satului a oprit tot cortegiul funerar și a spus, până nu vin pocăiții să cânte cântarea lui, nu mai pleacă nimeni de aici. Și au venit și au cântat o cântare simplă, cuvintele cântării era, te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te voi iubi mereu. Asta era cântarea fiului său. Au plecat mai departe, au ajuns la cimitir și când au început să pună pământ pe fiul său, n-a mai rezistat primarul și a început să țipe. Oameni buni, nu mai puneți pământ pe el, că e copilul meu. Și s-a uitat la toți din sat și a spus, lăsați-mă să cânt și eu o cântare. Și a îngenunchiat pe mormântul la ce avea mai drag și a început să cânte primarul. Te iubesc, Iisuse, te iubesc, Iisuse, te voi iubi mereu. Și a zis, dacă asta a fost cântarea la fiul meu, o să fie și cântarea mea. Eu nu vreau să te sperii în seara asta. Dar când o să plângi pe mormântul la ce ai mai drag, nu neapărat copilul tău, ceva tu ai drag și se stinge și ieșuiezi și falimentezi și ajungi în eșec, măcar atunci cântă cântarea asta. Pentru că ai venit la evanghelizare, ai stat pe bancă, căldură, cântări, predici, și n-ai deschis gura să spui, te iubesc, Iisuse. Dacă într-o zi vei ajunge cu viața la colț, nu da vina pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu te așteaptă să-i cânți cântarea asta. Și cumva trebuie să te scoată de nebunia ta, din zarva ta, din gălăgia ta, pentru că Dumnezeu te iubește, l-a trimis pe Domnul Iisus, dar nu te poți întâlni cu El în mulțime. De aceea trebuie să te scoată de acolo, dar chiar dacă e un mormânt, Dumnezeu vrea să-ți facă bine și să te binecuvinteze. Slăvit să fie Domnul. Acum, nu știu dacă mai vreți să fiți binecuvântați, dar să știți că miroasa cer. Deci când Dumnezeu te prinde singur, îți dă o experiență care nu o să mai uiți niciodată în viață. Dacă aș pune, ați fi o grămadă cu experiență și aș putea să vă spun eu povești din experiența altora, dar nu asta e important. Important este ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine. Hai să vă spun și punctul numărul 2 de la binecuvântare. Deci primul, te prinde singur. Al doilea punct, după ce te prinde singur, ăsta e Betelul. Te întâlnești cu Dumnezeu, ai o experiență și asta se numește Betel. Adică casa lui Dumnezeu este locul unde te întâlnești cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu de la Betel vrea să te ducă la Peniel. Peniel însemnează fața lui Dumnezeu, experiența care v-am citit-o aici. Cealaltă a fost Betel. Adică casa lui Dumnezeu, până la fața lui Dumnezeu trec vreo 20 de ani. Și acum ca Dumnezeu să te binecuvinteze să vezi fața Lui,
Vreo 20 de ani se bate cu tine să te facă praf după ce te-ai pocăit. Deci înțelegeți foarte bine ce vă spun acum. Te prinde singur, te binecuvintează, te pocăiești, ai o experiență și după aia se bate cu tine 10 de ani să te facă praf. Și oamenii se pocăiesc și nu mai înțeleg. Mai vin și ei alați din lume și te apasă un pic. Băi, dacă te-ai pocăit, ai văzut cum ce-o bătut Dumnezeu acum? Nu te-o bătut Dumnezeu. Se bate să te facă praf. Dar spun de ce te face praf. Iacov, vreau să vă spun, Dumnezeu nu lucrează cu abilitățile noastre și ca să distrugă toate punctele forte din viața noastră, ca noi să devenim un nimic, un zero, trebuie să bată cu noi, că noi nu înțelegem de prima. Dumnezeu nu are nevoie de puterea ta și abilitățile tale, El are puterea Lui. Tu trebuie să ajungi un zero și Dumnezeu trebuie să fie number one și atunci tu ești de nota 10. Moise a înțeles greu lecția asta. Vreo 40 de ani a studiat Academiile Egiptului să-și dea seama că el e cineva. Și s-a dus el să-i elibereze și acum să vezi ce fac. Și era visul lui, era o dorință bună. Dar era firească, era cu firea. Și atunci Dumnezeu s-a uitat la Moise când a văzut că omoară. Zice, hai Moise că facem o călătorie prin pustiu. Hai să mergem în pustiu. Știți că l-a ținut prin pustiu? L-a ținut 40 de ani ca Moise să-și dea seama că e zero. Și mai 40 de ani o demonstra lui Moise că el, Dumnezeu, e Dumnezeu, slăvit să fie el. Și că Moise era zero, Dumnezeu era numărul 1. Și atunci dumneata ești de nota 10, dar îi trebuie lui Dumnezeu ani de zile să bată cu tine să te facă praf, ca să înțelegi asta. Păi gândiți-vă la băiatul ăsta, Iacob. Să bate o noapte întreagă cu mesagerul ceresc. Acum nu știu dacă dumneavoastră ați fost la vreo bătaie vreodată. Eu, când am fost fotbalist, am mai văzut și bătăi. Nu trebuie să te bați o noapte întreagă. Niște pumni de la unul bun și ești gata. Dar ăsta, o noapte întreagă. Când vine dimineața în tabără, gândiți-vă, șoldul scântit, hainele au fi fost rupte, prăfuite, părul răvășit, și intră în tabără și ăștia îl întreabă, Iacove, ce s-a întâmplat cu tine? Și zice, azi noapte m-a binecuvântat Dumnezeu. Vă place? Păi am crezut că binecuvântare înseamnă Mercedes în stânga, BMW în dreapta, casa cu piscina terminată, călătorii prin lume și când colo, prăfuit, răvășit, accidentat. De ce? Și atunci dacă nu înțelegi, te prăbușești. Ce Dumnezeu e ăsta? Păi așa să meargă, am nevoie de Dumnezeu? N-am nevoie de Dumnezeu. Și oamenii sunt dezamăgiți de Dumnezeu pentru ceea ce li se întâmplă pe pământ, pentru că nu înțeleg felul în care binecuvintează Dumnezeu. Știți ce zice la Psalmul 1? La Psalmul 1 spune așa, nu tot așa este cu cei răi, nu-i așa. Dumnezeu nu face cu ei cum face cu tine. Nu se bate cu ei, îi lasă liber. Deci cei răi nu sunt așa, că și dirijorul de la templu, Asaf, nu înțelegea. Deci era să mi se îndoaie genunchiul, să cad, că nu, bă, celor răi le merge? Eu în fiecare dimineață, credincios, mă rog lui Dumnezeu, dirijez fanfara, corul, vreau să fie bine în biserică și eu toată dimineața zlovit. Și ăștia nu au nimic. Și ăștia li se bulbucă ochii. De ce? Pentru că nu tot așa este procedeul lui Dumnezeu cu cei răi. Deci ei sunt ca pleava care o... Ei se plimbă în toată lumea. Distracții, mașini, croaziere, bani, restaurante, femei. Și tu te miri, bă, nu se poate, nu-s bolnav. Ce se întâmplă? Tu, fiul tău bolnav, du-l la spital. Nevastă ta bolnavă. Patronul zice, gata, șomer. Bă, nu se poate. Bă, ce se întâmplă aici? E bătălia lui Dumnezeu cu tine, până te face praf. Tu, drept recompensă că ai rămas grâu în holdă, în picioare, știi ce se întâmplă? Ați văzut dumneavoastră ce se întâmplă cu grâu care a rămas în holdă? Vine treierătoarea peste el. Știți ce fain e când vine treierătoarea peste tine și te bagă pe acolo de nu mai înțelegi nimic. Te gândești, bă, dar uite mă, ăștia zboară peste tot. Peste mine veni treierătoarea, te aruncă în penă în spate vreo 2-3 ani, de-abia te dezmeticești, nu știi ce se întâmplă, dar într-un final te așezi și tu într-un sac, ești grâu, gata, s-a terminat și aia. Și zici, bă, în sfârșit, liniște și pace. Dar știți ce urmează după ce ești grâu la... Știți ce-i moara? Așa băbește-ți doi bolovani așa, care te pisează așa și fac așa cu tine. Și tu iar nu se poate. Păi, nu se poate.
Păi nu fut destul cu trenătoare, acum vine și moara și bolovanii ăștia să mă piseze. Dacă nu ești de acolo, știi cum ești? Praf alb. Și te uiți pe tine, bă, păi dar eu nu mai am nevoie de televizor, mă stau cu ochiul acolo la canalele alea care bagă lumea în mine. Eu nu mai am nevoie, uite ce se întâmplă cu mine. Sunt alb, sunt curat, nu mai mă uit după femeile altora, nu mai mă interesează banii, nu mă interesează câștigul. Și vezi pe tine și te simți bine, că ai ajuns praf alb, ești alb. Dar știi ce urmează după? Te ia gospodina, te prelucrează așa, te pune într-o tavă și pune niște ulei pe tine, asta se numește ungere. Adică după ce ești alb, curățit de Dumnezeu, slăvit să fie El, acum urmează ungere și putere și minuni și vindecări și oamenii să pocăiesc la predicile tale. Dar știi ce urmează? Și oamenii, și oamenii mari nu se iau de cap. Bă, nu se poate, bă, nu se vindecare ăștia prin mine. Nu se mântuire cu zecile la predicile mele. Și acum eu ce caut în cuptor? Și mulți dintre oamenii mari ale Dumnezeu se probușesc. Pentru că nu înțeleg felul în care Dumnezeu binecuvintează. Da, dar după ce ieși de la cuptor și tragi așa, acolo... Noi zicem lerni, nu știu cum ziceți dumneavoastră, eu vorbesc băbește, eu zic cineva, și mie de ăsta nu-mi place că e cam țăran. Acum vorbesc care înțelege, care sunteți domn, nu mă pricepeți prea bine. Dar tragi și începe să iasă un miros. Și atunci dacă deschizi geamul și trece o femeie însărcinată, știți ce zice la bărbați? Auzi, dragule, noi nu mai mergem de aici niciun pas, că eu pierd copilul. Intri și mie cu capte, că miroase fain. Dacă dumneavoastră deschideți geamurile, ăia din lume, ce miros au de la dumneavoastră aici? Că de pământ au și ei afară. Miroase ceva a cer? Ca să miroși a cer și oamenii să vină aici, nu-ți trebuie evangelizare. Asta noi am pus-o în locul goliciunii noastre, pentru că nu avem efect și lumină asupra lumii. Dacă noi am avea miros de cer, nu mai trebuie să faci nicio evangelizare. Că oamenii vin cu tine, că s-au pocăit în fața ta, că au văzut lumina lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Asta e să, ca un fel așa, să umplem o goliciune de-a noastră, că nu mai avem efect și putere în lume și asta e singurul care a mai rămas. Mai vin prieteni, mai ascultă Evanghelia, asta e tot ce a mai rămas. Dar dumneatale, dacă treci prin procesele astea de trăierătoare, de moară, de cuptor și ai rezistat să ieși o pâine, dumneatale ești Evanghelia pe care omul din afară o citește. Binecuvântat să fie Domnul. Și asta e binecuvântat Dumnezeu. Aici vrea să ne aducă Dumnezeu. Trebuie să înțelegem fiecare dintre noi în seara asta că Dumnezeu nu vrea ca noi să avem succes, ci vrea ca noi să fim sfinți. Amin. Și după ce avem experiență și ne pocăim, Dumnezeu nu te cazează la un hotel de 5 stele, ci s-ar putea să te ducă în sala de operație. Nu știu dacă ați văzut odată cum iasă un om de la un hotel de 5 stele și cum iasă din sala de operație. Știți cum iasă de la 5 stele? Hei, taxi! El e... Să-l vedeți de la operație, tot ăla cum iasă, din sală. Vine soacră sa. Ați venit, domnul binecuvântat. Nu are nimic, nu mai are fițe în el. Ei, Dumnezeu, după ce ne mântuiește, nu ne cazează la hoteluri de 5 stele să facem pe grandomanii, ci ne duce în săl de operație să ia toată zgura. Și tot cancerul de pe noi să ne urce la un nivel unde să nu mai putem fi doborâți și să fim biruitori întotdeauna, slăvit să fie numele Lui. Și ca să facă asta, treci prin procesul acesta. Doamne, ai milă de noi. Amin. Și ultimul lucru care vreau să vă spun în seara aceasta, dacă vrei să fii binecuvântat, Dumnezeu trebuie să te prindă singur, să luptă cu tine până revărsatul zorilor. Dar mai face un lucru, îți mai pune o întrebare dacă vrei să fii binecuvântat. Zice, care ți este, dar nu numele ăsta, Mihăiță Dănilă, cum o prezenta fratele, numele ăla adevărat. Iacov a spus, eu sunt înșelătorul. Spuneți numele cu adevărat în seara asta. Cine ești tu? Poate poți să spui Lacom sau Bârfitorul sau Curvarul. Spuneți numele. Că nu poți fi binecuvântat numai dacă ai o sinceritate exagerată.
Trebuie să-i spui lui Dumnezeu exact cum ești. Eu am auzit foarte puține rugăciuni sincere în viața mea de credincios. Una dintre ele a fost unui bărbat care s-a rugat așa în biserică și a zis: Doamne, eu sunt un prost, te rog să ai milă de mine. Nu știu să mă port cu nevastă mea. Așa spunea în rugăciune. Toată lumea se râdea. De ce? De ce am ajuns să râdem de rugăciuni sincere? De ce? Așa am ajuns de jos, încât dacă un om spune sincer în rugăciune ceva, noi începem să ne râdem. Pentru că pare caragios, pentru că am ajuns într-un loc unde aproape că nu mai putem fi recuperați. În loc asta să fie în biserică, spui adevărul, dar ce, numai ăsta era neînțelept? Dumneavoastră toți bărbații sunteți niște gentlemen. Dacă aș întreba nevestele, toți bărbații dumneavoastră sunt gentlemen, cum vă spun acasă? Scumpa mea, sau dumneavoastră întotdeauna vă purtați, dumneavoastră știți că o femeie poate să facă în casa ei ce vrea. Dacă vrei, poți să faci o casă de nebuni și spui la bărbat: prostule, nebunule, acolo e ospiciu de nebuni. Dacă vrei să faci graj, poți să faci graj, spui boule. Dacă vrei să faci din casa ta un palat, îi spui domnul meu. Dar dumneavoastră ce? Păi n-ar trebui să fie palate în casa noastră, o desfătare. Soția se uită la soț, zice: domnul meu. Dar auzi la rugăciuni: Doamne, eu sunt cea mai păcătoasă din poporul tău. Bă, termină cu poeziile. Spune-mă păcatul pe nume. Cum te cheamă? Lasă asta ca să-l spune toată lumea. Spune-ți numele. Cum spune? Ați auzit vreo soră să se roage: Doamne, eu mi-s atât de lacomă. L-aș trimite pe bărbatul meu să lucre și ziua și noaptea, dar nu pot. Dam o lăcomie, că număr banii, simt o plăcere. Dar nu-i nimeni așa, de nu-i nimeni lacomă. Nu auzi niciun bărbat să zic: Doamne, am probleme cu privirile, îndură-te de mine. N-are nimeni, toți bărbații sunt niște icoane. De unde? La adunare unde slujesc, am făcut odată un lucru într-un an care nu l-am mai făcut niciodată. Și în anul ăsta am mai adăugat o slujbe la slujbele care erau. Și am zis: luni seara mai facem o slujbă în casa lui Dumnezeu. Dar fără cântări, fără poezii, fără predici. Luăm câte un păcat pe nume. Și luni seara vin numai ăia care au păcatul ăsta. Atât. Ca să stăm înaintea lui Dumnezeu, să spune: Doamne, ăștia suntem cu păcatul ăsta. Și am luat prima dată, așa, la pachet, mânia, răutatea, nervii. Zic: toți ăștia nervoși, ăștia supărăcioși, mânioși, care ne sare imediat. Luni seara venim și arătăm: Doamne, ăștia suntem răi din biserică. M-am dus luni seara la slujbă. Erau vreo 17. M-am bucurat și pentru ăștia. Dar o soră se uită la mine și zice: păi numai noi om fi hai mai răi de-am venit. Păi zic: soră, după ce ai venit? De ce ai venit? Vedeți? Noi și când venim la mărturisire, este tot cu un loc la altul. Da, eu vă invit să faceți lucrul ăsta. Nu vă dau eu indicații ce să faceți, dar să faceți niște slujbe. Cum faceți o săptămână de evanghelizare? Faceți o săptămână, luni luăm pe aia care-s răi, nervoși, iuți, marți, sau eu am luat lunea următoare, că aia care-s lacom. Am zis: nu vin la biserică luni seara, numai aia care-s lacom din biserică. După aia am luat cei care sunt probleme cu privirile. Și am luat așa pe rând de fiecare luni. Vreau să vă spun un lucru. Eu am participat la toate. Dar dacă sunt sincer, dumneavoastră chiar credeți că eu am nevoie să mă mai chemați vreodată pe aici? Sau să mă aplaudați, să-mi strângeți mâna când plec acasă? Eu am nevoie ca Dumnezeu să mă binecuvinteze, dumneavoastră înțelegeți? Și Dumnezeu nu o face dacă nu sunt sincer. Ce să vă spun? Școli? Deci eu mă lau mult mai mult cu slăbiciunile mele ca puterea lui Dumnezeu să fie făcută de săvârșit. Da, am probleme. Am probleme cu ochii, am probleme cu mânia, am probleme cu vorbirea, am probleme cu lăcomia. Da. Și de-aia vin la biserică să mă pocăiesc. Să le spun fraților mei că am probleme și să roage împreună cu mine.
Dacă printre dumneavoastră ziariști, e treaba dumneavoastră și mâneți, faceți public tot. Duceți-vă și puneți la ziar tot. Dar dacă ești un om care îl iubești pe Dumnezeu, dumneata le înțelegi ce spun eu în seara asta. Vreau să vă spun un lucru. Mesajul din seara asta va răni și va ofensa pe cei religioși, dar îi va atrage pe cei păcătoși. Pentru că mulți în inima lor își dau seama că sunt ca mine. Suntem păstori în faliment, oameni. Înțelegeți? Cămașa asta nu mă reprezintă. S-ar putea să am umbre mai negre pe dinăuntru. Dumneavoastră nici nu mă cunoașteți. Am nevoie de Dumnezeu. Am nevoie de Dumnezeu în viața mea, în casa mea. Am nevoie de Dumnezeu cu copiii mei. Pentru asta vin la biserică, nu vin să fac paradă. Și dacă vrei să fii binecuvântat, trebuie să fii exagerat de sincer. Mai bine să mă scoateți afară din biserică, să mă primească Dumnezeu în brațe, decât să pierd binecuvântarea și brațele lui Dumnezeu. Am fost la o slujbă undeva în Oltenia, nu mi-a s-a mai întâmplat lucrul ăsta. La slujba aceasta în Oltenia, un păstor n-a chemat cântăreț pentru că nu aveau posibilități, trebuia să cânte el cu soția. Dar n-aveau orgă și au cerut o orgă împrumut de la Severin. Când am ajuns la biserică, la țară, cum suntem noi bărbații, păstorul a încercat să bage ștecherul în priză, nu a mers. Nu zic că nu merge, cum ne pricepem noi românii la toate. O tăiat ștecherul, a făcut două fire, nevastă s-a l-a văzut și l-a chemat afară la raport. Vezi, băi, dar cum ai putut tu, orga nu e a ta, să tai tu ștecherul și să bagi? Și au avut un schimb de cuvinte mai aprinzător. Noi n-am știut, nici acum nu știam. Numai că trebuia să înceapă slujba și păstorul vine în față. Pentru prima dată, eu am fost în biserica ortodoxă și în multe biserici neoprotestante. Dar n-am auzit niciodată așa ceva. A venit păstorul în față când trebuia să înceapă slujba și a spus, slujba nu începe în seara asta pentru că eu sunt certat cu soția mea. Ați mai auzit vreodată așa ceva? Păi nu vă supărați, eu am nevastă și 4 copii, m-am certat și eu cu ea, dar slujbele le-am făcut toate. De ce? Pentru că n-am avut curajul să fac ce-a făcut băiatul ăsta, să vin în fața Bibliei și spun, băi, ce zice Biblia? Zice, dacă te duci la altar și vrei să lași un dar și știi că cineva are ceva împotriva ta, ce se face? Oprește slujba! Și du-te! De ce nu avem puterea să oprim slujbele și să mergem unde trebuie? Să mergem la cei răniți, la cei împoverați, la cei cu care avem conflicte, hai să facem o rugăciune! Stăteam cu familia nu de mult și am avut un studiu la biserică despre prorocii mincinoși. Și studiul ăsta ne-am dat o definiție la copii ce sunt prorocii mincinoși, că vrem să-i testăm, să-i vedem care sunt adevărați, care sunt mincinoși. Și definiția e foarte simplă, pentru că scrie acolo în verset, zice, prorocii mincinoși vin la voi îmbrăcați în haine de oaie, dar pe dinăuntru sunt... Și definiția prorocului mincinos este asta. Vorbește ca oaia, dar trăiește ca lup. Ăsta e prorocul mincinos. Ați înțeles? Vorbește ca oaia, dar trăiește ca lupul. Și zic eu la copii, am și din ăștia mii, zic, mă, voi știți un proroc mincinos în biserică? Dar fata de 10 ani zice, eu știu 2. Pe care? Zice, tu cu mami. Zic, cum eu, mă? Cum eu cu mami, mă? Eu sunt proroc mincinos. Păi zice, așa ai zis tu. Tu te duci și predici pace, pace și când intri în mașină începi cearta cu mami. Măi, am stat noaptea aia, oameni buni. Și m-am gândit, măi, cum a putut o fetiță de 10 ani să descifreze lupul din mine? Adică păstorul să fie lupul, să fie prorocul mincinos, să nu-ți dai seama, să-ți dea seama o fetiță de 10 ani. Dar la dumneavoastră nu e așa. Dumneavoastră aici când vă văd ca niște sfințișori, pace, Dumnezeu să vă binecuvânteze, vrea să vă văd și acasă. Nu cumva e vreun lup și pe la dumneavoastră. Păi unde să ne mai ducem? Dumneavoastră nu înțelegeți ce trăim. Trăim vremuri cu lepădare de credință. Lupii suntem noi, prorocii mincinoși, în fiecare dintre noi. Și trebuie să ne debarasăm de ei. Și asta nu se poate dacă nu ești exagerat de sincer. Trebuie să fii sincer. Nu ia cineva, dacă vrei ca păstor să vezi, dumneavoastră să închideți urechile acum, ca păstor să vezi ce ai în turmă, zice să stai la ușă și când iasă câte un membru, îi tragi câte una. Dacă face B,
înseamnă că-i oaie. Dacă face haun, înseamnă că-i câine. Dar pălmile nu vi le dau păstorii, las dumneavoastră săptămâna care vine acasă, la serviciu. Cum faceți? Când vă dă unul la serviciu, una după cap, cum faci? Ca oaia sau ca lupul? Care e fapta ta interioară? Ce iasă din tine pe stradă? Și atunci, dacă vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu, nu se poate fără pocăință. Dar pocăința vine numai dacă ai lumină de la Duhul Sfânt să te poți pocăi. Cartea asta e o oglindă în care să te uiți. Nu scrie Iacob că e oglindă. Dar vreau să vă întreb, dacă ai oglindă și întuneric, ce vezi? Nu vezi nimic. De-aia oamenii pun Biblie în rafturi și poți să le poți la tine, nu vezi nimic despre tine în oglindă. Pentru că nu-i lumină, dar când vine lumina și te uiți în oglindă, te vezi pe tine. Și trebuie să fii exagerat de sincer. Și dumneavoastră v-ați uitat în seara aceasta mai cu râs, mai cu o lacrimă, dar vreau să vă spun că asta e foarte important ca să primești binecuvântarea Dumnezeu. Trebuie să ne pocăim. Și pocăință înseamnă o sinceritate exagerată. De la păstor până la ultimul om. Dumnezeu are pretenția asta ca să ne binecuvinteze în brațele Lui, să ne dea sărutul duhovnicesc, să fim sinceri. Nu pierdem nimic. Dumnezeu ți-o uită la sinceritatea ta așa cum ești și te ajută dacă ești sincer. Dar dacă ai scuze, dacă mușamalizezi, dacă găsești pretexte despre tine, nu te va ajuta niciodată, vei rămâne în starea în care ești. Dar am venit în seara aceasta să spun că Dumnezeu vorbește. Dar poate nu îți plac ție profesorul care îi trimite El. Dar dacă ești ca un rob, s-ar putea ca Dumnezeu să-ți fi spus ceva în seara asta. Eu am venit așa cum știu eu să-ți spun despre binecuvântarea Dumnezeu. Trebuie să te prindă singur. Se bate cu tine să iasă din tine un sfânt. Și trebuie să fii exagerat de sincer ca să primești binecuvântarea Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm pentru câteva clipe în picioare. Doamne Tată, mă închin în fața Ta cu această adunare. Te rugăm, ai milă de noi, Tată. Noi ne-am gândit poate la binecuvântare într-un alt mod. Doamne, luminează mințile și inimile noastre. Să nu refuzăm comorile care vin de la Tine. Să nu refuzăm binecuvântările Tale, Doamne. Pentru că binecuvântarea Ta miroase a cer și nimic nu se compară cu asta. Și eu știu că sunt multe inimi care știu ce înseamnă să ai experiențe cu Dumnezeu. Și prețuiesc chiar și singurătatea care au avut-o atunci. Doamne, dacă sunt prieteni în seara aceasta aici, ajută-i să înțeleagă că într-o zi poate vor fi cu viața pusă la colț. Să nu fie depresiv, să nu se arunce în gol, să sinucidă, să nu se otrăvească, să nu facă lucruri neîngăduite, ci acolo este loc unde pot să strige către Tine și Tu să faci o minune în viața lor. Dacă sunt persoane care n-au pe nimeni, care simt că nu mai pot, că viața e prea grea, că e aruncat cu fața la pământ și s-a făcut țândări, Doamne, Tu fă minuni în viața lor, Doamne. Dacă cineva te cheamă din inimă, vino, Dumnezeule. Poate sunt într-un loc unde Tu ești prezent și ei n-au știut, Doamne. Pentru că n-au avut lumină, Doamne. Dă-le revelație, dă-le visuri. Dă-le lucrările Duhului Sfânt să poată vedea, Dumnezeule, lumina și adevărul Tău. Noi cei care am avut experiențe cu Tine în seara aceasta, am înțeles că zeci de ani Tu te vei lupta cu noi. Pentru că Tu ești puternic, dar nu folosești decât un zero, un nimic. Oameni smeriți și umiliți. Și noi avem puncte forte în viață cu care ne lăudăm și Tu trebuie să ne părăbușești, să tai în noi. Doamne Dumnezeule, Tu vrei să faci ceva frumos din noi. De aceea te rog să lucrezi, Doamne. Tu știi și când să te oprești, că noi nu mai rezistăm. Dar te rugăm tot ceea ce dorim în seara asta să faci din noi sfinți, Doamne. Amin. Să avem puterea Duhului Sfânt, Doamne. Amin. Nu ne interesează neapărat banii, succesul, funcțiile. Dacă Tu le dăruiești cuiva, slăvit să fie numele Tău. Amin. Dar toți trebuie să avem parte de sfințenia. Amin. Și, Doamne, suntem sinceri înaintea Ta în seara asta. Recunoaștem că suntem plini de lăcomie, Doamne, că ne-a prins pământul, că suntem îngropați în el, că mirosăm a pământ și nu a cer,
că bârfim, că clevetim, că judecăm, că ne vorbim de rău, că suntem cu priviri prea curvare, Doamne Dumnezeul nostru, noi ți-am spus cine suntem cu adevărat în seara aceasta, te rugăm, nu pleca până nu ne binecuvintezi. Ne prindem de tine, Dumnezeule, așa cum suntem, nu pleca în seara aceasta, pentru că nu mai avem unde să ne ducem. Ți-am spus cine suntem, te-ai bătut cu noi, ne-ai prins singuri. Doamne, dă-ne sărutul tău duhovnicesc și dă-ne binecuvântarea ta, ca să simțim prezența și bucuria pe care nu mai simțim nicăieri în altă parte. Și te rog, prezența ta să fie și să coboare peste noi. Amin. În numele Domnului nostru Iisus Hristos m-am rugat și fii cu noi. Amin. Amin.